Și bineînțeles, o să ziceți, bă, dar parcă tot așa era cadrul, aceeași clădire. Bineînțeles că e aceeași clădire, pentru că deschid un alt vlog din Monopoly. Pentru că eu le fac și le leg așa una după alta. Tocmai de-aia nici n-am vrut să fac un vlog cu toate cele, ci am vrut să fac un vlog doar în fiecare orășel pe unde îmi bat piciorul. Așa că de data asta suntem în Monopoly. E un orășel mic, un orășel fain. Toate sunt faine de aici în Italia. Doar că am zis, hai să vedem și noi. Wow, ce fain e. Da? Uite mașina asta aici în spatele meu. E un Fiat? Nu, e un Renault. Wow, cât de fain e și micuță. În fine, da. Asta e. Știu că pare așa, dar vreau să deschid încă un vlog. Încă un vlog scurt. De data asta din Monopoly. Bine ați venit în Monopoly. Hai să facem repede la pas o tură de oraș. Un orășel micuț. Poco. Dar fain. Așa că am parcat mașinuța. V-am mai spus sau nu, în circuitul ăsta am reușit să închiriem o mașinuță frumos. Am luat un Peugeot 208 și facem cu el așa mai multe chestii. O să le vedeți voi pe parcurs. Astăzi suntem în Monopoly. Doar ce am încheiat și ați văzut voi vlogul trecut în Polignano Mare. Așa că am zis, hai să oprim și Monopoly, să vedem despre ce e vorba aici. Hai ca să nu mai vorbesc, hai să facem niște cadre, să vedeți și voi ceva fain. Soare avem, 15-16 grade, mi-am lăsat geaca cealaltă mașină că mi-era cald. Așa mi-e cald și cu cămașa și cu tricou și mai am și jacheta asta. Da, e vânt. Da, hai să schimbăm cadrul. Monopoly. Măslin. Cred că am văzut și măsline. Sau nu sunt măsline astea? Eu am văzut ceva ca măslină. Ai văzut și tu? Ba da. Ăsta nu are, dar celălalt pe care l-am văzut avea. Monopoly. Ia să vedem noi care-i treaba cu Monopoly. Ce are orășelul ăsta? Fain, ia uite ce porumbel sărac amărât, ghidușit, un pui acolo. Uite pe acolo avem noi mașina, putem să o luăm pe aici, ca să știți. Pac, pac, în stânga, da. Știu că se vedea chestia aia de la mare, de la port. Aceea stil de clădiri tipic italienești. Tipic. Și aici e San Francesco. O catedrală. Dom. Vezi că așa scrie sus acolo. Dom. Monopolitanum. Dom Monopolitanum. O luăm pe aici pietonale, nu? Chiesa din San Francisco. Uite și aici e o catedrală faină. Ca peste tot de altfel. Oricum, gen, dacă e în față tot Mersu? Da. Da, aceleași străduțe. E același timp. Păi bine, e vorba de la Polignano Mare la Monopoly. Vorba de un sfert de oră. Nici un sfert de oră. 12 minute. Veni. Că ne ia poliția, carabinierii. Dar ce frumos se vede pe camera așa cu cerul ăsta senin.
Uite cât de fain se vede alb cu verde așa. Fain erau clădirile astea și balcoanele astea. Da, renumitul joc Monopoly. La el acasă. Frumoase magazine. Măcelărie. Străduțe din astea faine. Uite, avem și niște prețuri aici, ia să vedem. €7.90, €6. Deci mănânci decent. Ai văzut o pizza, €8-9. Tarararam. Garibaldi. Asta cred că e fain seara. Cu chestia asta aprinsă sus. Dincolo ce e? Toate străduțele sunt faine. Porta di Mare restaurant. A, uite. Ambarcațiunile pescarilor. Uite, cu năvoade. Și-au pus și hainele la uscat. Uite, plase, uite cârlige aici. Uite, fir de pescuit gros acolo. Mamă. Dar nu vedem și noi un pește în apa asta? Nu avem cum. Uite ce fain se vede locul ăsta. Asta e zona portului. Bineînțeles, astea sunt numai embarcațiuni toate, numai ale pescarilor. Cu toată logistica lor de pescuit, echipamente, plase, năvoade, gute, negute și toate cele. Și bărcuțele astea. Doamne, ce fain se vede. Foarte frumoasă chestia asta. Doar și... Aici e și renumita parcare pe care noi o căutam mai devreme. Dar până la urmă, ca român, o am pus-o și noi pe lângă un zid. Ia că am văzut pești. Ia uite pești. Tați că am văzut niște pești și chiar mi se par niște pești măricei. Unii dintre ei, uite acolo un bac, o să încerc să vă măresc, să vedem dacă pot. Am văzut un bac de pești. Ia uite acolo la... Uite, e și jos aici. Da? Dar uite acolo, lângă elicea aia, să văd ce mai bine. Mamă! Cât sunt și sunt destul de mari. Unde-i, mă, țaparina, mă, că dădeam acum, prindeam. Ce pești mari și nu-i bagă nimeni în seama. În România nici... Ia uite un bac aici de pești. Ia uite. Îi vedeți? Zici că e sardină. Sardină zici că e peștele ăsta, viții. Ia uite cât sunt aici. Iubita? Acolo.
limoncello, orecchiati. Toate străduțele astea sunt așa în labirint. Deci toate străduțele. Intri pe una, aici pe alta. Hai să vă arăt și o catedrală faină. Ce se aude acolo? Se aude ceva, dar nu-mi dau seama unde. Deci că face scântei. Să nu pice tavan, acoperișul. Da, eram sigur că și în Monopoly am ce să vă arăt. Pentru că are farmecul lui așa. Îmi dă senzația de oraș pescăresc. E o chestie de genul așa, nu? De oraș pescăresc, cu foarte multe terase din astea, cu embarcațiuni, și le-am arătat din astea pescărești. Uite ce fain se vede cerul așa. Și cred că am ocolit un pic cetate. Și catedrala, că îi se vede turla acolo. Noi suntem cu ocolitul, da, să nu o luăm. Ne place să ocolim. Sau nu? Sau? Nu. Ce e aici? Bastionul del Molino. Uite și un tun acolo. Îl vedeți, da? Uite un tun jos. Bastione del Molino. Da, o cetate de apărare, cum era în vremurile alea. Uite alt tun aici, sus pe zid. Da, e fain. Deci așa, nu știu, știi care e treaba? Am mai fost prin foarte multe orașe în Italia, dar parcă ăsta mi-a dat senzația aia, exact, ia uite, de, uite, Vespa și chestia asta, străduțele astea, chiar înguste, așa, unde nu mergi cu mașina, nu știu, vede ce faine sunt floricelele astea. La oameni aici, acasă aici, stau oameni, voi știți? Și o terasă. Îți dai seama că în momentul când vii în luna mai, când începe sezonul ăla ca lume, sfârșit de aprilie, e full și pe terase și peste tot. Oamenii stau la un pahar de prosecco, la un pahar de rosé. Și aici se închide cu șmecheria? Sau se coboară? Se coboară și se face în stânga, cred. Hai să vedem. Dar eu cred că totuși ar trebui să se poată. Pietonal măcar. Se poate? Bineînțeles că se poate. Totul e posibil în Italia. Mamă, cum se văd clădirile astea albe cu fața la soare. Deci chiar e fain. Chiar că are o culoare frumoasă. Uite pe cineva care înoată acolo. Bine, e îmbrăcat într-un costum de neopren, că altfel. Uite și oamenii care fac plajă. Uite ce negri sunt.
Bronzați, am vrut să spun. Fain golful ăsta aici, frumos, miroase. A scoici așa. Am intrat aici într-o locație unde se mănâncă rustic așa de la ei. Cu prosciutto, cu... Ia uite de ce este. Panzerotto. Porno. 2 euro, 2 euro. Mamă, ce bine arată brânzeturile astea. Sau panini. Și aici ce avem? Și nu știu ce e asta. Prosciutto, gen scovardă cum e la noi? De care? Da, da, da. Arată efectiv ca scovardă. Și are și pomodoro. Da, și are și brânză, nu știu exact ce felul. Ok, luăm unul de ăsta. Da. De ăsta sau cu mortadela? De ăsta, nu? Asta, da. Ok. Și tu ce vrei, iubita? Trebuie să iei ceva. Asta ce e? Hai să întrebăm. Da, trebuie să luăm ceva și noi, să vedem cum sunt. Uite, și alte chestii aici cu la 9 euro. E că ăsta e cu pui. Da. Da, asta e. Ok. Ok, 1, 2, 3. Ăla cu mortadella. Sigur? 1 mortadella, but panini. Yes. Yeah. Așa și... And this? And one this. Panzerotto for him. Yes. Păi n-au pus trei? Avem apă? Ia luați-vă și voi o bere, ceva, ca să simțiți. Eu vreau un suc din ăla. De piersici. Da. Și una de lămâie. Un piersică și o lămâie, dacă nu vreți... Da. Deci... Asta e sandwich-ul pe care și l-a luat sandwich panini, sau cum se numește el. Dar nu-i panini, se numește cumva. Asta că vă spun imediat. Asta este cu... Panzerotto, cred. Ah, panzerotto, da. Și cum? Mozzarella și pomodoro, dar e doar mânjit un pic. Da, mișto. Mai bun. Alu, dar ăsta este cu mortadela. Ia așa un pic, să-l fac. Mamă, ce fain e. Deci cât ne-a costat astea trei panini? Sau, mă rog, că nu se numesc toate panini. Și două sucuri cât? 16. 16 euro? Da. Exact cât să strici poamea, ca să poți să walk în continuare. Deci, n-aveam cum să nu oprim și Monopoly, să nu servim și noi ceva de-a locului așa. Așa se numește locația. A fost foarte bun. Eu am mâncat panini ăla cu mortadela care costă 6 euro. Iubita și-a luat panzerotto cu pomodoro și mozzarella care e 2 euro. Iar Enia și-a luat, nu știu cum se numește, focaccia. Da, cred că Enia tu te-ai luat focaccia? Prosciutto crudo ăla, tot panini, nu? Da. Da, deci asta este locația. V-am arătat și cum arată. Foarte bun a fost. Merită. Așa că dacă ajungeți aici, trebuie să intrați să mâncați un panini sau un paniotic gourmet. Aceasta este mașina pe care noi am închiriat-o, un Peugeot 208. Da? Că rămăsesc îndator să vă arăt. V-am arătat și mașinuța, aia era. Așa că vreau să-mi iau la revedere de la voi din Monopoly.
Mulțumesc că ați fost alături de noi, de mine, în minunatul și micuțul vlog Monopoly. Până data viitoare, oameni faci ce sunteți, nu uitați un like, un subscribe, un share la canalul Fly Travel Vlog. V-am țucat, numai bine și stați aproape că suntem plini de surprize, zic!